Sandra, bună dimineața! Bună dimineața, Dani! Bună dimineața, Răzvan! E destul de greu să-i ții pe cei mici, astfel încât să nu se plictisească la mare, chiar dacă cei mai mulți sunt atrași de bălăceală și de jocurile în nisip, au nevoie de foarte multe alte activități. Așa cum ai spus și tu, e cald și dacă în timpul dimineții pot merge să se joace pe plajă, în timpul prânzului pot veni aici la Muzeul Simțurilor. Eram mai devreme într-o cameră foarte interesantă, dar trebuie să vă spun mai multe despre locul în care ne aflăm. Așa că o să o rog pe Ionela să vină mai aproape de noi. Bună, Ionela! Bună dimineața, băieți! De unde vii? Din Delta? Din Delta vin, e zona echilibrului. Delta dotată cu flora și fauna aferentă. Galdele, înainte. Spune-mi, te rog, ce găsim într-un muzeu al simțurilor? Pentru că eu eram într-o cameră care semăna așa cu o constelație, iar tu ai venit dintr-o lume paralelă care semăna cu Delta, în care ne-am fost acum. Da, tocmai ai fost într-o galaxie a simțurilor. Da. Găsim multe lucruri, ne distrăm aici. Este un muzeu interactiv, da? Ne testăm simțurile, uităm puțin de Facebook și de tehnologie, da? Și petrecem timp frumos cu familia. Pot veni copii, bunici, părinți? Există vârstă? Nu avem categorie de vârstă, nu. Toată lumea e bine primită la noi. Cam cât ne-ar lua un tur ca timp? Nu este termen, da? Adică în jur de 45 de minute am zis eu că ar fi suficient, doar că de regulă se petrece mult mai mult timp. De ce? De ce? Pentru că lumea se distrează și îi place la noi. Pare o cameră mai simplă aici, dar simt tot felul de miros. De miros, nu? Da, e zona olfactivă. Avem multe simțuri, de fapt mai multe pâlni, da, în care mirosim, urmărim tuburile pe sus, la final avem și un răspuns. De multe ori se ghicește, de multe ori nu. Iar aici avem o pâlnie foarte interesantă. E un sistem de convorbire dintr-o cameră în alta. Am înțeles că îl foloseau marinarii pe vasuri, da? Atunci când încercau cumva să vorbească între ei, da? Se vorbește într-o cameră în alta, am înțeles că sistemul ăsta ajunge de, în jur de 111 metri, da? Deci putem comunica și dintr-o cameră... Dintr-o cameră în alta, exact. Ok. Câte camere are muzeul? 11 camere sunt. Acum intrăm în zona auditivă. Ne testăm auzul aici. Ce înseamnă ne testăm auzul? Simulăm cumva diferite forme de auz. Dacă vrei să încerci... E mai greu să arătăm asta acum. Hai să vedem și următoarea cameră, pentru okay. că n-am apucat înainte să facem un tur și sunt tare curioasă. Zona vizuală... E cea mai instagramată din ce am văzut. Oamenii stau aici să-și facă poze. Aici este camera infinită, ne vedem de un infinit de ori. Eu numesc o cameră pentru narcisiști. Se petrece mult timp aici, de multe ori stau la coadă. Ne vedem și noi. Îmi spuneai că în această cameră cei care vin și vă trec pragul și petrec cel mai mult timp? Cam de câte ori ai văzut un tag din această cameră? De multe ori, de multe ori. Spune-ne programul muzeului. Program de mult, de la 10 la 22. De la 10 la 22, uh-huh. De luni până vineri, de luni... De luni până duminică suntem aici, permanent. Avem și... Camerele inverse. Merge puțin la plajă, după cum ai văzut, sunt mai bronzată. Și eu petrec de mult timp aici, glumesc. Da? Și terminăm într-o cameră. Da, este un care... labirint. Ne simțim aici ca Alice în Țara Minunilor. Te rog, intră. M-aș simți puțin pierdută și pentru că nu vreau să cumva, nu știu, pe final să mă pierd de colegul meu. Îmi iau la revedere și mi-arăt tu pe unde e ieșirea. Da, bineînțeles, haide. Facem apoi și un tur de poze. Pentru Instagram. Așadar, băieții, asta e propunerea mea pentru astăzi. În caz că vreți să fugiți puțin de soare în timpul prânzului și să faceți ceva diferit. Răzvan, Dani, mă întorc la voi.